Lăudați să fie Domnul! Iubit popor al Domnului, inima ne este plină de bucurie și de speranță că suntem aici împreună cu Iisus. Atunci când oamenii bolnavi se întâlnesc cu Iisus, problema lor se rezolvă. Atunci când oamenii nemântuiți se întâlnesc cu Iisus, problema lor se rezolvă. Ești în locul unde problema ta se poate rezolva. Te-ai obișnuit pentru că oamenii te-au lovit deseori să te închizi în tine și să te ascunzi. În seara aceasta te rog, înțelege că ești în prezența lui Dumnezeu și trebuie să-ți deschizi inima. Lasă-L pe Domnul să intre în inima ta, El te va vindeca, El te va ridica, El va pune alifie sfântă pe rana ta cea veche și dureroasă. Vă invit să deschideți scripturile în Vechiul Testament la 1 Împărați și din capitolul 19 vom citi în această seară cuvântul lui Dumnezeu care va inspira predica Ce faci aici? 1 Împărați, capitolul 19. În traducerea Cornilescu este pagina 382. Începem citirea cuvântului lui Dumnezeu cu versetul 1. Să stăm cu respect și în liniște înaintea Domnului. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienuper și dorea să moară zicând, destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienuper. Și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă! El s-a uitat și la căpătuiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor. Copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat în gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Amin. Scumpă biserică, frați și surori, dragi prieteni, vă invit să vă reocupați locurile. Pe dumneavoastră și pe cei care sunt online cu noi, frații, surorile, prietenii noștri de peste tot, vrem să vă salutăm. Vă salutăm în numele Domnului, în numele lui Iisus Hristos. În această seară, în urma întâlnirii spirituale cu Domnul prin cântare, prin rugăciune, cuvântul Domnului este în fața noastră și El vrea să ne cerceteze și să ne provoace la o meditație sinceră. Titlul predicii din această seară este Ce faci tu aici? Profetul Ilie este o persoană cunoscută de cei mai mulți dintre oameni. El este cunoscut ca un sfânt și ca un puternic slujitor al lui Dumnezeu. El a fost un om al rugăciunii, al dreptății, al îndrăznelii în numele Domnului, un om prin care Dumnezeu a făcut multe minuni. La un anumit moment din viața lui, Dumnezeu îl găsește într-o peșteră și îl întreabă direct, ce faci aici, omule? Această întrebare
este atât de directă pentru Ilie și inconfortabilă în același timp. Nu datorită întrebării, ci datorită momentului în care Dumnezeu îi pune întrebarea. Aș vrea în seara aceasta să vorbim despre câteva lucruri în legătură cu Ilie, cu intenția să facem o aplicație practică, nu să studiem doar istoria, și să revenim cu întrebarea aceasta la noi, Ilie de astăzi. Și în primul rând vreau să vorbim despre succesul lui Ilie. Ilie a fost un bărbat pe care Dumnezeu l-a ales, un bărbat de mare succes spiritual. Scripturile ne spun că atunci când Dumnezeu l-a chemat, el era un cetățean obișnuit în Galaad, un om obișnuit. Nici din clasa superioară, nici din clasa inferioară, ci era un om din clasa mijlocie. Unul dintre locuitorii Galaadului este expresia Bibliei. Capitolul 17, versetul 1, prima parte. În al doilea rând, Ilie este chemat de Dumnezeu, împuternicit de Dumnezeu cu o putere specială, o putere supranaturală, și în baza acestei puteri, Ilie profețește împăratului Ahab o perioadă de 3 ani și jumătate de secetă teribilă peste țară, peste Israel. Capitolul 17, versetul 1, a doua parte. Pentru o vreme, în perioada aceasta de secetă, Dumnezeu îl trimite pe Ilie pe malul unui pârâu numit Cherit, pentru a fi hrănit acolo în mod supranatural. Dumnezeu folosește împrejurările acestea de secetă pentru ca să-l pună pe Ilie în evenimente de-a dreptul de criză, și Ilie, având aceste experiențe care sunt dincolo de limita obișnuită a umanității, să devină dependent de Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu într-o manieră specială și să crească în omul din lăuntru. Ilie să trăiască în mijlocul minunilor și, trăind în mijlocul acestor minuni, să devină un om al minunilor. Ilie să trăiască în supranatural și să devină un om al supranaturalului. Ilie să trăiască cu Dumnezeu și să depindă de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl trece prin tot felul de experiențe pentru ca să zidească în el un om dincolo de omul obișnuit. Și îl duce pe malul unui pârâu și trimite un corb. Corbul este o pasăre. Trimite un corb să-i aducă mâncare, timp în care din pârâu bea apă. Un pârâu care sica pe zi ce trecea datorită secetei. Puneți-vă în situația lui Ilie să stați pe malul unui pâriaș și să n-aveți ce să mâncați. Și să depindeți de o pasăre care n-are minte și care s-ar putea să greșească orientarea și să se ducă în altă parte. Și să rămâneți acolo și să muriți de foame. Și să uita bietul Ilie în zare și dintr-o dată vedea fâlfâitul de aripi care se apropie de el și corbul care îi aducea de mâncare. Ce manieră să îl învețe Dumnezeu să depindă de el. Să aștepte bucata de pâine de la Dumnezeu. Să nu vină din inteligența lui. Și nici din munca lui și din produsul muncii lui. Nu, ci să vină direct din mila Domnului. Și mai mult umilitor, de la o pasăre. De la o pasăre care e pusă în poveștile românești, nu în sensul cel mai pozitiv. Ei bine, dar în urma acestei experiențe, după perioada aceasta de timp, când Dumnezeu îl pune pe Ilie în experiența aceasta de pe malul pârâului Cherit, Dumnezeu îl trimite pe Ilie într-o altă zonă a țării, de data aceasta în Sarepta. Dar în Sarepta îl trimite la o femeie văduvă, care avea un copilaș, dar nu avea nicio resursă ca să-i ofere mâncare și îngrijire lui Ilie. Și Dumnezeu îl trimite pe Ilie la această femeie văduvă ca să îl găzduiască și să-l îngrijească. Și femeia aceasta avea doar un pic de un de lemn și o mâniță de făină ca să facă o turtă, să o mănânce amândoi, ea și fiul ei, și apoi să moară de foame, pentru că era o vreme de mare secetă. Și Ilie ajunge și el acolo ca un rău venit și spune, știi ce? Făina aia care o ai și un de lemnul ăla, fă repede o turtă, dar nu o mâncați voi, dați-mi o mie. Este o cerere nepoliticoasă a unui om care tocmai a venit, nu s-au cunoscut înainte, n-au avut nicio relație. Imaginați-vă ce penibil a fost cererea lui, un bărbat
în toată puterea cuvântului, să se ducă la o biată femeie văduvă, care avea un copilaj de crescut și avea o mâniță de făină și un pic de ulei, să-i facă ceva, să bage în gură, să mai trăiască o zi. Și dita mai bărbatul se duce și îi spune, ia turta de la gura copilului și dă-mi-o mie, că pe mine mă cheamă Ilie. Ce umilință pentru un bărbat în toată firea să fie hrănit de o văduvă luând turta de la gura propriului copil. Să moară de foame copilașul ca să trăiască Ilie. În ce situație de critică l-a pus Dumnezeu pe Ilie? Dar nu numai atât, observăm mergând mai departe că dintr-o dată Ilie este trimis de Dumnezeu și are o confruntare directă cu împăratul țării, cu Ahab, care era un om necredincios și idolatru. Această necredincioșie și idolatrie a lui Ahab îl caracteriza, dar ea s-a accentuat în urma căsătoriei lui cu Izabela, o femeie care era dintr-o altă națiune și în națiunea aceea existau doi mari idoli, Bar și Astartea. Venind ea prin căsătorie cu Ilie, cu Ahab, în mijlocul poporului evreu, ea accentuează idolatria lui Baal și Astartea în mijlocul lui Israel. Și acum Ahab, pe lângă specificul lui de om necredincios, devine și mai necredincios, și mai idolatru, și mai rău, datorită influenței negative a soției lui, o femeie păgână, fără frică de Domnul. Și Ilie are o confruntare directă cu acest împărat păgân și îl face responsabil fără să-i fie teamă. Se confruntă cu împăratul și îi spune, datorită ție Israel este în idolatrie, este în secetă și este în criză sub blestemul lui Dumnezeu, pentru că tu ai dus țara departe de Dumnezeu sub blestem. Ce curaj a avut un locuitor simplu să-l confrunte pe împărat. Vă puteți imagina ce îndrăzneală? Într-o vreme în care nu-l mai proteja democrația ca astăzi, libertatea cuvântului, atunci îi stăia gâtul imediat. Și Ahab n-avea scrupule. Cum l-a rezolvat pe stăpânul viei, îl rezolva și pe el. Că o sabie trasă de la stânga la dreapta, în plus sau în minus, tot acolo e. Și Ilie are un curaj și din comun, care vine din puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu și îl confruntă pe Ahab, dar nu numai pe Ahab îl confruntă, are o îndrăzneală ieșită din comun și dintr-o dată Dumnezeu îl trimite pe muntele Carmel, unde sunt prezenți 450 de proroci mincinoși ai lui Baal plus 400 de proroci mincinoși ai Astartei, 950 de bucăți. Era un șiras pe munte, o armată întreagă de profeți mincinoși. Și Ilie singur se duce acolo. Și are o confruntare spirituală cu ei și le spune, voi care nenorociți pe Israel, conducând mulțimea aceasta de popor a Domnului la idolatrie, vreau astăzi să mă confrunt cu voi în numele Domnului. Și știți bine împrejurarea în care pun o jertfă să vedem cine o aprinde, Dumnezeul lor, Dumnezeii lor din piatră, lemn sau Dumnezeul lui Ilie. Imaginați-vă ce își permite Ilie să facă acolo. El era singur, ea erau 950. Ei bine, imaginați-vă că marea aceea grămadă de lemne pusă acolo. Ilie era într-o anumită zonă, într-o anumită latură. Și imaginați-vă că unul dintre cei 950 de proroci puteau să meargă într-o altă parte, în partea opusă, și să pună foc, fără să vadă nimeni, spunând, Dumnezeul nostru a adus foc. Dar Dumnezeu nu a îngăduit să se întâmple lucrul acesta. Și dumneavoastră știți cum se termină această teribilă experiență. Dumnezeu coboară foc peste jertfa lui Ilie. Atunci Ilie spune poporului, omorâți pe toți prorocii lui Baal. Pe toți prorocii lui Baal. Și aia Astartei, lucru care se întâmplă imediat. Vă puteți imagina cât de celebru a devenit Ilie? Locuitorii țării se uitau la el ca la Dumnezeu. Ce îndrăzneală, ce autoritate să te rogi tu și dintr-o dată o grămadă de lemne să se aprindă în fața ta, fără nicio logică, fără nicio explicație, incredibil! Timp în care sute de proroci ai lui Baal țipau, aiureau, își făceau tăieturi în speranța că zeii lor vor fi înduplecați de sânge, de jertfă, de sacrificiu și nimic. Poporul se uita la el, a devenit o celebritate, un om în fața căruia oamenii se aplecau cu respect omului Dumnezeu, omul pe care îl folosește Dumnezeu, omul care deține, care folosește puterea lui Dumnezeu.
Ce har să ai în generația ta un astfel de bărbat prin care Dumnezeu se proslăvește și face minuni. Mai mult de atât, Ilie, imediat după acest eveniment, își ia slujitorul, avea un ucenic. Merge pe munte și se roagă de 7 ori, ca după perioada aceasta îndelungată de secetă, care adusese țara într-o sărăcie teribilă, se roagă lui Dumnezeu să dea ploaie. Și după rugăciunea aceasta insistentă, Dumnezeu dă ploaie și poporul, animalele și oamenii sunt binecuvântate de ploaia care au dat pământul și face să crească verdeața. Ce binecuvântare a fost Ilie pentru generația lui. Un om atât de simplu l-a luat Dumnezeu și l-a ridicat până la înălțimea unde puțini oameni sunt ridicați de Dumnezeu. În Vechiul Testament, un singur om lucrează în maniera lui Ilie, ca un buldozer. Unul singur mai e în Noul Testament, Ioan Botezătorul. Oameni direcți, oameni puternici. Așa cum Ilie îndrăznește să-l confrunte pe Ahab, împăratul, fără să-i fie teamă de el și de armata lui. Ilie n-avea bodyguards, nu era protejat de nimeni decât de Dumnezeu, în numele căruia se dusese acolo. El s-a bazat pe Domnul. Și în numele Domnului a vorbit. Și în numele Domnului l-a confruntat pe împărat și pe sutele de profeți mincinoși. El s-a dus din îndrăzneală sfântă în numele lui Dumnezeu. Ce bărbat! Ce a făcut Dumnezeu din acest om simplu din Galaad? Un mare succes a avut Ilie. Omul acesta a rămas recunoscut ca un exemplu. Noul Testament îl citează pe Ilie ca pe un om care se roagă și răspunde Dumnezeu. La rugăciunea lui Ilie se închide cerul și se descuie cerul. Partenerul lui Dumnezeu, omul care spune lui Dumnezeu, Doamne, oprește ploaia, și Dumnezeu oprește ploaia. Și continuă, Doamne, dă ploaie, și Dumnezeu dă ploaie. Ce privilegiu a avut Ilie, ce succes a avut Ilie, ce trecere a avut Ilie înaintea lui Dumnezeu, ce bărbat! Succesul lui Ilie este incredibil, el devine celebru, arhicunoscut. Toate aceste evenimente supranaturale fac din Ilie o celebritate în Israel, o persoană foarte cunoscută. Un om de care se leagă speranța unei treziri spirituale în Israel. Însă, după șirul acesta de evenimente, când Ilie ajunge la apogeu, un succes extraordinar pe care Dumnezeu îl manifestă prin el, dintr-o dată Ilie, într-un mod inexplicabil și neașteptat, de la culmea succesului, se duce în extrema cealaltă, în faliment. În al doilea rând în seara aceasta, vreau să vorbesc despre falimentul lui Ilie. Este ciudat să afirmăm că o persoană de talia și succesul lui Ilie va ajunge în faliment. Timp în care numele lui era pe buzele tuturor oamenilor din țară, iar persoana lui era în inima și în mâna lui Dumnezeu. Tocmai în această perioadă, împăratul Ahab povestește soției sale idolatre Izabela despre Ilie și despre felul în care îl folosise Dumnezeu, demontând idolatria și omorând pe toți profeții care slujeau lui Baal și Astartea, idolilor din țară, care întorceau poporul de la închinare spre Dumnezeu, la idolatrie, la păgânism. Observați, vă rog, când Izabela aude toate minunile pe care Dumnezeu le face prin Ilie, îl amenință pe profet cu moartea. Timp în care, în mod inexplicabil și incredibil, Ilie intră în panică. Este prima experiență de panică pe care o întâlnim în viața profetului. Se sperie atât de tare încât fuge și merge în munți, ascunzându-se când sub un copac, când într-o peșteră, de frica Izabelei. Fiind singur și speriat, odată sub un pom, a doua oară într-o peșteră, Dumnezeu se duce la el.
dintre toate miile de oameni care l-au aclamat și l-au apreciat și care acum erau în vale și se bucurau de efectele succesului lucrării lui Ilie, niciunul nu se duce să-l caute. Dar Dumnezeu se duce și îl caută pe Ilie și îi pune o întrebare cu tâlc. Ilie, ce faci aici? Falimentul lui Ilie devine greu de acceptat de noi datorită succesului pe care l-a avut înainte. Dacă un om simplu ar fi falimentat ca Ilie, nu era nicio problemă. Dar când un om de talia și de spiritualitatea lui Ilie, care slujește în maniera lui Ilie, rar întâlnită în Scriptură, ajunge să falimenteze atât de tare, încât se duce absolut în direcția opusă, atunci pentru noi este greu de acceptat cum omul care a gustat din prezența lui Dumnezeu într-o măsură atât de adâncă, acum gustă din îndepărtarea de Dumnezeu într-o măsură la fel de adâncă. El se luptă cu 850 de proroci, înconjurat de o mulțime suspicioasă, fără să-i fie frică. Și acum fuge la amenințarea unei simple femei. De sute de profeți nu i-a fost frică, dar de o simplă femeie care i-a trimis vorbă prin altcineva că-l omoară, Ilie, fără să ne explicăm cum și de ce, intră în panică, fuge și se ascunde. Incredibil. Apoi, își riscă viața slujind și sacrificându-se pentru Dumnezeu și pentru viitorul spiritual al țării. Timp în care, în prezent, se ascunde ca un fricos, ca un om care nu trăise experiențele din trecut. Mai mult de atât, se ascunde de Izabela, care ar fi vrut să-l omoare, și fuge ca să-și scape viața. Și tocmai el, care fuge cu intenția să-și scape viața, mai apoi vrea să-și ia viața. Fuge să-și scape viața și mai apoi vrea să-și ia viața. Ce paradox! Cât de simplu ar fi fost să rămână în societate, că rezolva Izabela problema aceasta. Dar el fuge ca să-și scape viața. Și când ajunge ascuns de Izabela, dintr-o dată el vrea să facă tocmai ceea ce ar fi vrut Izabela să facă și el a fugit de ea. Ce să mai înțelegi de la omul ăsta? Vrea să trăiască sau vrea să moară? În al treilea rând, aș vrea să privim în Scriptură și să răspundem la următoarea întrebare. Ce descoperă întrebarea lui Dumnezeu în viața lui Ilie? Un fost mare slujitor al lui Dumnezeu este acum un fugar speriat. Prima constatare. Un fost mare profet al națiunii este cuprins acum de întuneric spiritual pentru viața lui. O fostă speranță a națiunii este acum ascuns într-o peșteră ca un om care a făcut rău. Un fost om al credinței este cuprins de o necredință inexplicabilă. Un fost om al lui Dumnezeu care a încurajat pe alții la viață este acum pe punctul să-și ia singur viața. Un trecut glorios și plin de miracole este acum acoperit de rușine, de frică, ascuns într-o peșteră. Un om care a fost o soluție pentru Israel, care era scufundat în idolatrie, este acum o problemă pentru Dumnezeu. Succesul și celebritatea de ieri nu oprește pentru nimeni falimentul astăzi. Același om poate fi ieri pe înălțimile credinței, iar astăzi în adâncimile necredinței. De la credința în Dumnezeu, slujire, dedicare și sacrificiu pentru împărăție, până la necredință, faliment și rușine, nu este decât o zi, nu este decât un pas. Ce faci tu aici, Ilie? Este întrebarea lui Dumnezeu.
Priviți la alți câțiva oameni, vă dau câteva exemple, cărora li se pune această întrebare, ce făceau ei? Lui Moise îi e pus această întrebare, dar nu în ziua falimentului, ci în ziua succesului. Exod 18 cu 14. Socrul lui a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis, ce faci acolo? Și Moise spune, consiliez, predic, învăț, mă rog, îl întreb pe Dumnezeu pentru popor. Sunt o soluție în națiunea aceasta, asta fac. Din fericire, întrebarea a fost pusă lui Moise în ziua succesului, nu în ziua falimentului. Priviți, vă rog, la slujitorul lui Mica, un levit. Îi e pus această întrebare în ziua succesului, judecător 18 cu 3. Ce faci tu aici? El răspunde, am mesaje profetice de la Dumnezeu și alături de Mica, cu care colaborez, îndrept poporul pe calea Domnului. A fost o întrebare pusă în ziua succesului, nu în ziua falimentului. Priviți, vă rog, pe Gaiu. Îi e pusă întrebarea aceasta în ziua succesului. 3 Ioan, versetele 5 și 6. Ce faci tu aici? Stăruiesc în dragoste, stăruiesc în osteneală, stăruiesc în credincioșie și lucrez în biserica lui Dumnezeu pentru ca împărăția lui Dumnezeu să cucerească noi teritorii, iar numele Domnului să fie înălțat. A fost o întrebare pusă în ziua succesului. Întrebarea aceasta însă lui Ilie îi e pusă în ziua falimentului. Dacă această întrebare i-ar fi fost pusă lui Ilie cu câteva zile în urmă, Ilie, ce faci? Ar fi răspuns, Doamne, slujesc! Doamne, nimicesc pe Bal și pe Astartea! Doamne, dau o puternică lovitură diavolului! Doamne, predic despre tine! Doamne, mă rog! Doamne, cobor foc din cer! Doamne, nimicesc lucrările celui rău! Doamne, te înalți pe tine! Te fac de cunoscut! Scot națiunea din idolatrie! O conduc înspre trezire spirituală! Fac minuni în numele tău, Doamne! Asta fac! Dar Dumnezeu nu l-a întrebat pe Ilie ieri ce făcea, că așa i-ar fi răspuns. Îl întreabă astăzi. Astăzi însă nu mai era în mijlocul oamenilor slujind, plin de credință, era într-o peșteră plin de necredință. Nu mai era în mijlocul oamenilor plin de puterea lui Dumnezeu, înfruntând prin credință în numele Domnului orice și pe oricine, ci era ascuns ca un copilaș speriat sub un pom, dorind să moară decât să treacă prin teruarea pe care i-ar fi pregătit-o împărăteasa asta, Izabela. Lui Ilie nu îi se pune întrebarea în ziua succesului, ci în ziua falimentului. Cine ai fost ieri? Aș vrea să-l lăsăm un pic pe Ilie în peșteră și o să-l găsim din nou acolo, că nu pleacă. Și aș vrea acum să mergem la Ilie care este aici în adunare și este femeie sau bărbat. Sau poate un Ilie care este online acum, cine știe pe ce colț al pământului. Sau poate la un Ilie care va asculta peste o vreme, pe o casetă sau pe un disc, întrebarea aceasta. Și să punem întrebarea următoare. Cine ai fost tu ieri? Am fost omul lui Dumnezeu. Am fost predicatorul lui Dumnezeu. Am fost cântărețul lui Dumnezeu. Am fost stâlp spiritual în casa mea. Am fost un soț duhovnicesc, o soție duhovnicească. Am fost un părinte exemplu. Am fost un membru credincios în adunarea mea. Am fost un om al lui Dumnezeu. Asta am fost eu ieri. Cine ești tu astăzi? Astăzi sunt omul nimănui. Astăzi sunt o persoană care nu mai merg la biserică. Astăzi nu mai sunt un exemplu pentru copiii mei. Astăzi nu mai sunt un soț de succes. Și nu mai sunt o soție bună. Astăzi nu mai sunt membru în nicio biserică. Astăzi sunt nimeni. Atât de mare poate fi diferența de la ieri la astăzi. Această diferență este o realitate în multe vieți. Orașul acesta este plin de oameni care au fost ieri în mijlocul poporului, înconjurați de succes spiritual, iar astăzi sunt niște falimentari ascunși într-o peșteră.
Oameni care ieri se închinau în mijlocul familiei lor, iar astăzi sunt departe de familia lor. Niște oameni care au cântat în adunare, poate în fanfară, poate în cor, în orchestră, astăzi sunt în cluburi de noapte sau în alte locuri asemenea acestora, învârtind ruleta sau alte jocuri de noroc, uitând cine au fost ieri. Cine ai fost tu ieri, omul lui Dumnezeu? Cine ești tu astăzi, omul nimănui? Ce succes frumos amestecat cu un incredibil faliment. Această nenorocită experiență este experiența multor oameni care conduc mașini alături de noi pe acele străzi. Unii dintre ei sunt copiii noștri, unii dintre ei sunt chiar părinții noștri. Unii dintre ei au fost cu noi în adunare, poate am trecut granița în același timp, poate am stat împreună cu ei în lagăr. Dar astăzi sunt ascunși în craterele din Chicago, fugind de Dumnezeu, sub pretextul că fug de Isabela. De ce este diferența așa de mare între succesul de el și falimentul de astăzi? Pentru că credința este înlocuită cu necredința. Pentru că neprihănirea este înlocuită cu toleranța și păcatul. Pentru că hrana și anturajul spiritual este înlocuită cu hrana și anturajul lumesc. Pentru că slujirea și sacrificiul sunt înlocuite cu fanul și confortul. Pentru că râvna pentru biserica lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu sunt înlocuite cu critica, cu bârfa, cu partidele și cu orice alt lucru care aruncă asupra altora manifestarea invidiei. Ilie este învins de frică și epuizare psihică. Iona este învins de neacceptarea voii lui Dumnezeu. Iov este învins de o mare și lungă suferință. Iacov este învins de pierderea cuiva drag. Saul este învins de invidie. David este învins de poftă. Osea este învins de gelozie. Petru este învins de rușine. Cei doi ucenici de pe drumul spre Emaus sunt învinși de așteptări înșelate care nu s-au împlinit. Femeia din orașul Nain este învinsă de moartea singurului ei copil, speranța ei. Anania și Safira sunt învinși de iubire după bani. Dima este învins de dragoste pentru lume. Fiecare este învins de cineva. Tu, care ai fost ieri omul lui Dumnezeu, de ce ești învins? Tu, care ai cântat ieri și astăzi te uiți la alții care cântă și tu nu mai cânți și ai tot felul de explicații care sunt de-a dreptul copilărești și nu te justifică, ci te acuză. Tu, pe tine, cine te-a învins? Tu care ai fost un om, care erai o cărămidă în suportul financiar al lucrării lui Dumnezeu și astăzi ai o inimă împietrită, necredincioasă și plină de invidie și de nemulțumire și spui, eu nu mai dau pentru că am ceva cu păstorul sau cu dirijorul sau cu ușierul. Tu, pe tine, cine te-a învins? Tu care ai fost un ostaș și te cunoșteau toți generalii, ce ostaș ispravnic ești tu și puternic și toți se bazau pe tine și atunci când era vorba de un serviciu al unui ostaș cucernic, toată lumea te recomanda pe tine datorită recordului tău pozitiv. Tu, astăzi, care ți-ai lăsat pușca jos sau sabia jos și ai plecat și te-ai dus cu cei care se întorc de la Ierusalim spre Emaus nemulțumiți, tu, pe tine, cine te-a învins? Dumnezeu nu te cercetează pe tine în ziua succesului. Ca atunci știe Dumnezeu ce faci și că te-ai putea mândri, dar te cercetează în ziua falimentului și te întreabă ce faci și tu ești tentat să îi spui ce ai făcut. Nu, 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 nu spune ce ai făcut, stop, spune ce faci. Ești tentat să îi spui ce ai făcut taică-to, stop, spune ce faci tu, nu tata. Ești tentat să spui ce a făcut fratele Bradin și bunicul, stop, spune ce faci tu. Ce faci aici, Ilie? Am fost plin de râvnă. Nu te-am întrebat ce ai făcut, ce faci? Am fost plin de râvnă. Stop! Ce faci astăzi? Ilie ia din trecut
și a aduce în prezent ca să se recomande. Dar în prezent nu mai era omul din trecut. Ilie ar mai fi putut trăi încă 50 de ani cu eticheta trecutului. Oricine îl vedea pe Ilie scotea pălăria, însă credeți-mă că nu se mai merita. Pentru Ilie de ieri da, dar pentru Ilie de astăzi nu. Cine ai fost tu ieri? Cine ești tu astăzi? Izabela n-a murit. Ea se va supăra și pe tine. Izabela te invidiază și nu te suportă, pentru că tu îi ucizi lucrările întunericului. Tu ești o persoană care îi rupi întăriturile. Prin ce faci și prin ce ești, tu distrugi împărăția întunericului. Și spiritul acesta izabelic va veni și va lovi în viața ta și în viața familiei tale. Te va lovi în cel mai vulnerabil punct al existenței tale. Și atunci nu vei fi decât un om și vei fi tentat să fugi, să te ascunzi și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mă sinucid. Am fost spuma și am ajuns nimeni în drum. Toți oamenii mă apreciau și numele meu era pe buzele lor și astăzi au uitat toți de mine și nu mai dau o ceapă de gerată pe mine, Doamne. Izabela va lovi și în tine. Oricine ești, un slujitor mai mare sau un slujitor mai mic, Izabela va lovi și în tine. Izabela va lovi în casa ta, în soția ta, în soțul tău, în copiii tăi. Dacă nu te va putea pune jos pe tine, va încerca să spună jos copiii, dar să te lovească, să te ruineze. Ea vrea să te rupă, ea vrea să te distrugă, ea vrea să te facă una cu pământul, să nu mai rămână nimic din tine, pentru că tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Izabela vrea să te distrugă nu pentru tine, ci pentru că tu ești omul lui Dumnezeu. Dacă tu nu ai fi în tabăra lui Dumnezeu și în armata generalului Iisus Hristos, Izabela n-ar avea nimic cu tine, că ai fi cu ea. Dar pentru că tu ești cu Iisus, Izabela știe că pe Iisus nu-l poate distruge, dar încearcă să te distrugă pe tine. Iisus e Dumnezeu, dar tu ești om. Și vine la tine și încearcă să te distrugă într-un fel, nu reușește. Și atunci își schimbă tehnica, încearcă în altfel, și încearcă în altfel, și încearcă în altfel, și încearcă în altfel. Ascultă-mă, într-o zi te va prinde și pe tine pe picior greșit, că ești carne. Atunci, în ziua aceea, Izabela va vrea să te distrugă odată pentru întotdeauna. Să șteargă pomenirea de sub soare și cuvântul tău să nu se mai audă niciodată. Pentru că o teribilă invidie s-a năpustit asupra ta datorită succesului în care trăiești. Ascultă-mă, Ilie, datorită succesului la care te-a condus Dumnezeu, are Izabela ce are cu tine. Pe prorocii ei nu i-a omorât ea, dar pe omul lui Dumnezeu ea a vrut să-l omoare. Care este perspectiva, apropiindu-ne de încheiere, care este perspectiva vindecării prezentului? Sunt mii și mii de Ilie de ieri, care astăzi sunt niște falimentari, sunt istorie, amintire. Te uiți la ei și de-abia te abții să nu plângi. Cine a fost omul ăsta odată? Câtă râvnă a avut pentru Dumnezeu, câți bani a dat. Era ziua și noaptea acolo. A rezistat la atâta presiune, a purtat atâtea poveri, a predicat despre Iisus, a colindat lumea, s-a comportat ca și cum n-ar fi avut nici nevastă, nici copii. A pus totul în joc, nu i-a mai rămas nimic să pună, totul. Și te uiți la ei astăzi și sunt niște umbre, niște amintiri, niște cărți de istorie de ieri. Pentru că n-au putut să suporte ziua încercării. N-au rezistat la presiunea amenințării. Când a venit ghilotina, s-au ferit. Și credința de ieri n-au mai putut-o avea în inimă și astăzi. Și s-au ascuns de frică. Frica a fost mai tare decât ei. Vrând să-și scape viața, s-au ascuns. Asta a făcut Ilie. Și acum, când este ascuns ca un copil, manifestând necredință, nu-l mai caută nimeni.
unul singur mai întreabă de Ilie, Dumnezeul lui. Ascultă-mă, dragul meu, dacă astăzi ești lovit, dacă ești trântit la pământ, dacă nu mai ești ce ai fost, dacă ai inima moale ca apa, de frică, din anumite motive, dacă nu mai ai nicio îndrăzneală să-ți deschizi gura, dacă nimeni nu te mai întreabă de sănătate și toți te privesc cu dispreț, că așa e omul, cât ai ce să-i dai, te salută, cât nu mai ai ce să-i dai, te înjură. Ascultă-mă, ascultă-mă bine dacă poți, să nu te ascunzi, pentru că Dumnezeu va veni la tine. Dumnezeu te va căuta și va avea pentru tine un medicament ca să te vindece de starea în care te găsești. La oamenii ăia pentru care ai alergat o viață, nu le pasă de tine, că vine altul în locul tău. Dar lui Dumnezeu, care îți cunoaște inima și ce ai făcut pentru El, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Dumnezeu va veni la tine și Dumnezeu îți va pansa rănile. Dumnezeu te va întreba de sănătate. Ziua aceea va fi ziua vindecării tale și a victoriei tale. Te rog, nu dispera, nu te sinucide, nu te arunca după pod, nu înghiți un pumn de pastile, nu pleca din biserică, nu-ți lăsa partenerul, nu renunța la copii, nu te întoarce în țară, ascultă-mă, nu lua decizii în această perioadă, că iei decizii greșite, oprește-te. Ascultă-mă bine, stai acolo unde ești, pentru că Dumnezeu, în agenda Lui, există o zi în care și-a programat să vină la tine. Pentru Dumnezeu, tu ești la fel de important și astăzi când ai falimentat, ca și ieri când ai fost în succes. Dumnezeu nu iubește succesul tău, Dumnezeu te iubește pe tine. Ascultă-mă bine, Dumnezeu nu iubește succesul tău, Dumnezeu te iubește pe tine. Oamenii iubesc succesul tău. Oamenii te iubesc când ești sus, când ai ce să oferi, când mergi sub lumina reflectoarelor, când ești o valoare, când ești dincolo de medie, atunci au nevoie oamenii de tine. Atunci ai loc în țara asta. Dar atunci când nu mai ai de dat, ci de luat, când nu mai poți să oferi, ci dimpotrivă ceri, atunci preferă să te pună pe un vapor de carton și să-ți dea un pic drumul pe Michigan să te plimbi până la jumătatea lacului și să nu te mai întorci niciodată înapoi. Însă acolo pe vaporul ăla să știi că va veni Dumnezeu la tine. Pentru astfel de oameni este predica asta. Și mai este pentru oameni care sunt nemulțumiți și supărați. Pentru oameni care au fost loviți și s-au tras înapoi. S-au închis în carapacea lor ca să nu-i mai lovească altcineva încă o dată. Și s-au ascuns și a spus, eu nu mai stau aici pentru că nu e cum am crezut eu. Eu am crezut că va fi un parteneriat dumnezeiesc și că toți oamenii vor fi ca îngerii. Și că toți îmi vor spune, bravo, bravo, thank you, ești un om minunat. Dar în loc de asta, eu primesc numai păcocoașă în fiecare zi. Dar de ce? Eu și copiii mei să plâng. De ce eu și nevasta mea? De ce? Ce am eu de câștigat? Ia lăsați-mă în pace! Și tu te-ai tras înapoi că te-ai săturat. Obrazul tău încă mai este astăzi, mai simte astăzi loviturile care le-ai primit și te-ai tras înapoi. Vezi, pe nimeni nu interesează de tine. Unul singur te cercetează. Dumnezeu vine la tine și are o întrebare în introducere, o întrebare cu tâlc. Ce faci tu aici, Ilie? Omul care a fost soluția lui Dumnezeu ieri devine problema lui Dumnezeu astăzi. Omul înconjurat de oameni ieri devine singur astăzi. Omul celebru și apreciat ieri devine uitat astăzi. Atunci când Ilie devine istorie, Dumnezeu se duce la el. Dumnezeu îl cercetează. Dumnezeu nu poate sta liniștit pe tronul universului, în sala tronului, înconjurat de miliarde de voci care îi cântă și spun slavă, slavă, slavă tot timpul. Nu poate sta liniștit acolo când el știe că un om, bărbat sau femeie, care are inima curată, din anumite motive, este undeva într-o peșteră și se gândește să-și pună capăt zilelor datorită amărăciunii pe care nu mai poate suporta. Se dă jos după tron Dumnezeu atunci și se duce la persoana aceea și oferă vindecare. Numai atâta loc să existe în Scriptură. Pentru mine
ar fi destul. Numai unul împărați, capitolul 19, să fie în Biblie, pentru mine personal, ar fi destul. N-are nicio importanță dacă dumneavoastră spuneți că eu sunt cel mai slab predicator. N-are nicio importanță dacă spuneți că sunt un om de nimic. N-are nicio importanță ce cuvinte spuneți, pentru că ceea ce spuneți arată ce fel de inimă aveți. N-are nicio importanță. Un lucru este clar. Dumnezeu mă iubește. Ascultă-mă, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vine acolo, în locul ăla plin de lacrimi, unde zaci ascuns, pentru că ți-e rușine și te cercetează. Omule, te cercetează. Poate te vezi o ființă fără valoare, nu mai merezi niciun dolar. Pentru omul acela care nu mai merită un dolar pentru cineva, Dumnezeu vine și te cercetează. Priviți cum vindecă Dumnezeu un om. Dumnezeu îi vindecă trupul prin somn, mâncare și apă. Ascultă-mă, pune mâna și te odihnește, mănâncă și bea multă apă. Bea 3 litri de apă pe zi. Ascultă-mă, dormi, mănâncă și bea apă. Asta este pentru vindecarea trupului tău. Asta face Dumnezeu cu Ilie. Vine îngerul și spune, trezește-te un pic că trebuie să mănânci. Parcă era mama când eram copil, de fapt când erai. Și după ce mănâncă se culcă din nou și din nou vine îngerul. Lângă el erau niște pietre încinse pe care se făcuse turta. Mă, oameni buni, să vină un înger din cer și să coacă pâine pentru mine. Păi pe Dumnezeul ăsta n-am să-l părăsesc niciodată. Pe Dumnezeul ăsta n-am să-l uit niciodată. Și dacă nu l-ar mai urma nimeni, eu am să-l urmez. Dumnezeu să trimită un înger din cer să coacă pâine pentru un om ca mine și pentru un om ca tine. Numai noi știm ce slăbiciuni omenești avem. Și pentru un astfel de om, Dumnezeu creează o angelofanie, un înger care ia înfățișare fizică, umană, carnală și coace pâine pentru un om ca să-i dea să mănânce. Și tu spui lui Dumnezeu, nu-i pasă de mine. Ascultă-mă, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Tu îi spui, m-a părăsit Dumnezeu. Ascultă-mă, nu te-a părăsit Dumnezeu. Apoi, dacă asta face Dumnezeu pentru trupul lui, observați ce face pentru suflet. Dumnezeu îi vindecă sufletul speriat și dominat de sentimente de inferioritate. Nu mai meri, Doamne, vreau să mor. Nu-ți mai bun decât. Mi s-a părut că-s mai bun decât părinții mei. Credeam că o să fiu mai grozav. Dar nu-s, Doamne, sunt mai rău decât ei. Sunt un inferior, sunt un nimeni. Doamne, mai bine mă spânzur. Când eram copil spuneam că o să fiu mai sus decât tata. Și i-am spus mamei mele, o să vezi tu cine ajung eu. Și uite, Doamne, cine am ajuns. Complex de inferioritate. De asta nu te poți ascunde, că se ține după tine și ziua și noaptea. Te culci cu el, te trezești cu el, îți mănâncă sufletul ca și cangrena. Și vine Dumnezeu și îi spune, Ilie, vreau să te trimit în misiune. Nu, Doamne, nu, pe mine nu. Te rog frumos, eu nu pot. Eu în misiune? Ba da, Ilie. Du-te în misiune. Doamne, dar crezi că-s bun de asta? Da, du-te. Doamne, ești sigur că vrei să mă trimiți? Da, du-te. Doamne, dar tu crezi că eu pot să fac ce vrei tu? Da, du-te. Înseamnă că nu e așa de rău. Înseamnă că totuși bun de ceva. Nu mă pricep să cânt, Andrei. Nu mă pricep să cânt. Nu mă pricep, să știți că Dumnezeu m-a pus și pe mine să fac asta. Dumnezeu mi-a dat și mie puțină valoare. Nu știu să fac cele mai multe lucruri care sunt făcute, dar Dumnezeu m-a pus și pe mine să fac ceva. Sunt și eu undeva în mintea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în compania lui Dumnezeu. Uite, Dumnezeu mi-a spus să mă duc, mi-a spus că mă pricep să fac asta. De ce m-ați păcălit că nu-ți bun de nimic și că-s prost? De ce mi-a spus mereu asta? De ce m-ați mințit? De ce m-ați coborât în fundul inferiorității? De ce mi-ați dat sentimentul că sunt un gunoi? Nu cumva din invidie? Și apoi Dumnezeu îi vindecă Duhul. Dacă trupul se vindecă prin somn, mâncare și apă,
Dacă sufletul se vindecă prin încurajare și complimente, ți se dă o lucrare de făcut ca pentru că ești vrednic să o faci și pentru că Dumnezeu te va ajuta să o faci, Duhul se vindecă prin relație spirituală cu Dumnezeu. Vino și stai în fața mea, ieși din peșteră, Ilie. Peștera este umedă, este întunecoasă, în peșteră există singurătate, nu-ți decât reptile acolo, tot felul de gângăni, de goange. Ilie, ieși. Vino în fața peșterii unde este lumină, unde este aer curat și unde sunt eu. Ilie, întâlnește-te cu mine, nu te mai ascunde de mine. Eu știu că tu nu te poți ruga, Ilie, când ești amărât. Eu știu asta. Vrei să te rogi, te pui pe genunchi și te trezești că te gândești tot la nenorocirea ta, tot la durerea ta, tot la inferioritatea ta, tot la datoria ta. Și nu poți să spui două vorbe. Eu știu asta. Ilie, ascultă-mă, nu te ascunde de mine, nu fi copil, că eu te cunosc, eu te-am făcut, Ilie, cum faci tu ceva ce faci cu mâna. Ilie, vino încoace, te rog, lasă-mă să te ating, lasă slava mea să vină în inima ta atât de pustie și speriată. Ilie, lasă-mă să-ți ating sufletul pentru că vreau să te ridic. Ilie, vreau să te ridic. Ilie, vreau să te ridic. Lasă-mă să te ating. Lasă-mă să pun mâna pe inima ta. Lasă-mă, Ilie, pentru că eu știu că tu ai nevoie de mine. Nimănui nu-i pasă de tine. Tu ești acum în cel mai greu moment din viața ta. Dar eu știu că te pot vindeca. Îți vindec trupul, sufletul și duhul. Ce faci aici? Și vrând să scapi, spui, Doamne, am făcut. Nu. Ce faci acum? Doamne, nu fac nimic. De ce? Vreau să faci ceva. Așa tânăr cum ești, vreau să faci ceva. Cel mai tânăr dintre voi, vreau să faci ceva. Cel mai amărât dintre voi, cel mai sărac dintre voi, cel mai bătrân dintre voi, absolut fiecare dintre voi, vreau să faci ceva, vreau să te duci, vreau să ungi, vreau să vorbești, vreau să te trimit, vreau să te folosesc, vreau să te împuternicesc, vreau să fac din tine cine ai fost odată, vreau să fac din tine cine a sperat mama ta când te legăna că vei ajunge. Mama ta toată copilăria ta a trăit cu gândul că vei deveni un om al lui Dumnezeu și nu ești, dar Dumnezeu te va face acum. A sperat mama ta în copilăria ta că vei avea o familie puternică și tu nu ai o familie puternică, dar Dumnezeu în seara aceasta poate să repare familia ta. Ce faci aici? Am făcut. Dar de ce nu mai faci? Doamne, vreau să mor. Nu, 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 tu trebuie să mai trăiești. Ascultă-mă, tu trebuie să mai trăiești. Noi amândoi trebuie să mai trăim. Nu te baza pe tine. Ești plin de datorii, ești plin de frică. Nu mai vezi nicio calitate în viața ta. Ești speriat. Te aștepți la o nouă lovitură că te va trânti din nou. De-abia te-ai ridicat. Ascultă-mă, nu te uita la rănile tale, nu te uita la răgnetele din jur. Uită-te în sus. Corabia lui Noe avea o singură fereastră în sus. Uită-te spre cerul din care îți zâmbește Dumnezeu. Dumnezeu care vine la tine și te întreabă, ce faci? Am făcut, dar nu mai faci nimic, nu. Ridică-te, vreau să-ți dau putere, vreau să-ți dau o nouă misiune, vreau să te ridici, vreau să te trimit, vreau să te împuternicești. Nu știu care sunt rănile tale, dar știu că Dumnezeu ți le poate vindeca. Dacă ești aici, soră sau frate, tânăr sau bătrân, și vrei să vii înaintea Domnului în această seară, ascultă-mă. Nu ține cont de un om din carne ca și tine, care are ca și tine aceleași probleme, dar ține cont de această carte pe care n-a reușit să o distrugă nimeni până astăzi, de Biblie. În cartea aceasta există făgăduințe veșnice pentru tine și pentru mine. Încrede-te în ele. Așa cum te încredeai odinioară în zilele bune, Ilie, în zilele succesului, încrede-te în promisiunea Domnului. Lasă-L pe Domnul să-ți atingă inima. Lasă-L pe Domnul să te încurajeze. Tu care ești plin de frică, tu care ești împietrit ca și granitul, lasă-L pe Domnul să-ți moaie din nou inima, să poți vărsa o lacrimă,
să-ți poți cere iertare, să ierți, să iubești, să te arunci din nou în slujire. Să nu mai vezi în biserica asta doar 600 de hoți, să vezi 600 de sfinți. Că pe oameni îi vezi așa cum ești tu, să mă ierți. Lasă-L pe Domnul să te atingă în această seară. Noi amândoi avem nevoie de mâna lui Dumnezeu să vină peste noi. Și vreau să ne pregătim, să ne rugăm. Că la ce folos toată pledoaria aceasta? De ce să prezentăm un medicament pe care nu-l folosește nimeni niciodată? Dacă tot am vorbit de un medicament care are efect, acum vă rog frumos să-l cumpărați. Să-l înghițiți și mâine să vă duceți la lucru. Să zâmbiți, să vă creșteți copiii și să vă bucurați de viață. Oameni buni, există speranță pentru cel mai nenorocit dintre noi, pentru cel mai rău dintre noi, pentru cel mai trântit dintre noi. Acolo unde nu mai oferă nimeni speranță, ascultați-mă, uitați-vă la această carte și agățați-vă de promisiunile ei. Dacă le-aș fi făcut eu, ar fi o greșeală să le credeți. Dar le-a făcut unul care e veșnic și care trăiește de dinainte să existe lumea și care va rămâne veșnic și noi vom cânta pentru el și cu el veșnic. Te rog în această seară să te îmbărbătezi și să crezi. Să lași pe Domnul să-ți mângâie sufletul și inima. Indiferent ce probleme ai, indiferent ce probleme ai. Și vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Suntem doar oameni, cu sau fără bani, cu sau fără cetățenie, căsătoriți sau necăsătoriți. Dar suntem toți făcuți din țărână și avem nevoie de Domnul. Aș vrea să vă invit acum, frații mei, ne-au mai rămas câteva minute, să le folosim în mod practic, lăsându-L pe Domnul să ne vindece. Vreau să vă întreb, sunt aici oameni care au nevoie să se roage și Domnul să-i vindece, să-i încurajeze, să-i ridice, să-i împuternicească, să-i binecuvinteze? Sunt aici astfel de oameni, ridicați o mână. Sus mâna. Sunteți așa de mulți, aproape toată biserica. Vreau însă să facem ceva anume. Sunt sigur că printre noi toți care avem probleme poate generale, există oameni care au probleme speciale. Poate au nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Poate au nevoie de vindecarea trupului lor sau al altuia care le este drag. Poate așteaptă o semnătură de undeva de la Immigration sau din altă parte și nu mai vine odată și nu mai au răbdare. Sau poate alte și alte motive. Uite ce vă rog în această seară. Toate persoanele acestea care sunt în această situație, să vă rog să veniți aici în față. Pentru că vrem să ne rugăm împreună, Domnule. Dumnezeul lui Ilie te caută. Știi ce spune? Ieși în fața peșterii. Ieși din peșteră? Vino aici. Nu vreau să spun că biserica e peșteră. Vreau doar să spun că trebuie să ieși. Să ieși în evidență, să vii în fața lui Dumnezeu. Pentru ca El să te vindece. Vă rog, tineri de la fanfară, frați și surori, prieteni dragi care sunteți undeva sus, n-aveți nicio obligație, puteți să stați liniștiți acolo. Dar eu știu că nu puteți să stați liniștiți acolo. Oriunde ești în această sală, o să vă rog să veniți aici în față. Pentru ca să ne rugăm cu voi, cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Desprindeți-vă de acolo de unde sunteți și veniți aici în față. Și să facem din seara aceasta o repetare a momentului când Dumnezeu s-a dus în fața peșterii. Vă aduceți aminte? A venit un cutremur de pământ, dar Dumnezeu n-a fost în cutremurul ăla. A venit un foc, dar n-a fost în foc. A venit un zgomot, dar n-a fost în zgomot. Știți de ce? Omul ăla amărât n-avea nevoie de o manifestare agresivă și puternică a lui Dumnezeu. Chierea ca o iarbă. Dar atunci când a venit un susur blând, acela a fost Dumnezeu. Sunt momente în viață când poți să duci 200 de pounds, poate. Dar sunt și momente când nu mai poți să duci nici 20. Și atunci, dacă Dumnezeu vine ca un susur blând, e bine. Că altfel nu se poate. Poate că vă este rușine, dar dacă vă iubiți sufletul și aveți credință în Dumnezeu, lăsați rușinea la o parte că e copilărește. Veniți aici, unde Dumnezeu vă cheamă în fața peșterii ca să vă atingă. Noi nu vă putem da decât încurajarea să veniți, dar cel care vă poate atinge și vă poate vindeca este Domnul. Lăsați-L pe Domnul să vă schimbe destinul pentru întotdeauna. Faceți pași prin credință, Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu are putere, pentru că a Lui e gloria, pentru că a Lui e slava,
pentru că lui e onoarea. Tot poporul intrăm în rugăciune, timp în care slujitorii Domnului vor veni să ne rugăm împreună cu frații și cu surorile, care prin credință, cu inima curată și cu speranță, au venit în fața peșterii, au venit să fie atinși de Domnul. Intrăm în rugăciune împreună și îl lăudăm pe Domnul, îl chemăm pe Domnul. Noi avem un Dumnezeu care răspunde, avem un Dumnezeu care șterge lacrimile, avem un Dumnezeu căruia îi pasă de Ilie, nu doar în momentele de succes, ci și în momentele de faliment, pentru că numele Lui este Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului și să-L chemăm pe Dumnezeul nostru să vină și să vindece.
Și primește la cruce.
stă și acum, cu veri căce. Este loc la cruce pentru tine, mai este loc la cruce pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc. Este loc în cer și pentru tine, mai este loc în cer pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc. Mulțumim în numele lui Iisus din Nazaret. Tu ești Dumnezeu, chemăm numele Tău. Lasă slava Ta să umple locul acesta, Doamne. Lasă slava Ta să umple locul acesta, Doamne. Lasă slava Ta să umple locul acesta, Doamne. N-ai fi Tu de partea noastră. Doamne, Tu ești partea noastră de moștenire. Am fi ca prea. Aleluia! Aleluia! Am fi țărână fără viață. Glorie numelui Tău, Doamne, Tu ești tăria noastră. Aleluia! Rătăcitoare pe pământ. Chemați numele Domnului, chemați-L pe Domnul, chemați-L pe Iisus prin rugăciune. N-ai fi Tu de partea noastră. O, Doamne, Te caută oamenii. Am fi ca praf. Te caută părinții, Te caută copiii, Doamne. Am fi țărână fără viață. Arată-ți slava, Doamne. Rătăcitoare pe pământ. Arată-ți puterea, Doamne. Arată-ți puterea, Doamne. Iar noi venim cu toți la Tine. Și avem îți dăruim. Lasă-ne urmă de noi, Doamne. Aleluia. Și Doamne, aleluia. Nu-i ca Tine. Lasă slava Ta de noi, Doamne. Aleluia. Ce nu chem și ne smerim. Poporul acesta Te caută, Doamne. Te caută mamele. Te caută tații, Te caută copiii. Te caută sfinții, Doamne. Lasă vindecare în numele lui Iisus. Lasă Duhul Sfânt cu putere peste noi. Ridică, Doamne, șterge lacrimile. Privește în fața peșterii, Doamne. Tot poporul stă înaintea Ta. Arată-ți slava în mijlocul nostru. Lasă Duhul Tău peste noi, Doamne. În numele Iisuse, Tu ne-ai dat viață.
Iubit popor al Domnului, haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire. Toți banii din lumea aceasta n-ar fi putut să mă vindece pe mine și n-ar fi putut să iau un duh de frică și n-ar fi putut să-mi dea mângâiere și n-ar fi putut să-mi vindece sufletul rănit. Doar mâna bună străpunsă de cuie, perforată într-o zi pe Golgota, în seara aceasta a fost peste oamenii aceștia și peste tot poporul. Toți banii din lume n-ar fi putut să facă asta. De aceea suntem înaintea lui Dumnezeu. Și ce putem să spunem în încheiere? Cum să plecăm acasă ca și cum Domnul n-ar fi ținut cont de noi? Vreau să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim. Cele mai frumoase cuvinte care le ai în inimă, rostește-le la adresa lui Dumnezeu. Recunoaște frumusețea Domnului, recunoaște bunătatea Domnului, recunoaște măreția Domnului, recunoaște suferințele lui Iisus din Golgota și înțelege că în baza acelor lacrimi și durere teribilă ai fost vindecat, iertat și mângâiat. Laudă-L pe Domnul! Laudă-L pe Domnul! Haideți să intrăm în rugăciune și să ne închinăm Domnului împreună.